Sute de polițiști, jandarmi și pompieri vor fi la datorie în perioada 11-15 august, în mini-vacanța de Sfânta Maria. Oamenii legii vor acționa în jurul lăcașurilor de cult, acolo unde vor avea loc ceremonii religioase cu ocazia sărbătorii creștine a adormirii Maicii Domnului, în zonele de agrement, în piețe și târguri. În perioada 11-15 august, peste 250 de polițiști vor acționa zilnic pe raza județului Hunedoara, în cadrul dispozitivului de ordine și siguranță publică, având ca și prioritate prevenirea și descurajarea oricăror evenimente ce ar putea afecta liniștea cetățenilor, precum și intervenția rapidă în cazul în care vom fi sesizați cu privire la comiterea unor fapte antisociale. Efectivele ISU Hunedoara desfășoară o serie de activități menite să asigure protecția și siguranța cetățenilor, astfel încât niciun eveniment neplăcut să nu vă umbrească bucuria acestor zile libere. În acest sens, inspectorii Serviciului Prevenire au derulat zilnic, la nivel județean, acțiuni de îndrumare și control în vederea depistării și înlăturării potențialelor cauze de incendiu la structuri de primire turistice cu funcțiuni de cazare. Pe durata mini-vacanței, peste 160 de pompieri militari hunedoreni vor fi zilnic la datorie pentru a se asigura că toate evenimentele din această perioadă se desfășoară într-un climat de ordine și liniște. Inspectoratul de Jandarmi Județean Hunedoara a dispus suplimentarea efectivelor prezente în zonele în care vor avea loc manifestări religioase, cultural-artistice sau evenimente sportive. În această perioadă, peste 200 de jandarmi vor fi prezenți în stradă pentru asigurarea misiunilor de ordine publică, în preajma lăcașurilor de cult, precum și în zonele amenajate pentru desfășurarea evenimentelor cultural-artistice și sportive, pentru firească și liniștită desfășurare a tuturor activităților. Oamenii legii vă sfătuie să aveți grijă de bunurile dumneavoastră atunci când vă aflați în locuri aglomerate, la piață, în magazine, ori în mijloace de transport și să nu vă afișați bunurile de valoare în locurile publice pentru a nu deveni victime ale infractorilor.